A zis că de la energizante nu folosiți prezervativ. Un alt pericol uriaș apare atunci când aceste băuturi energizante sunt combinate cu alcool. Mm. Scopul industriei nu e sănătatea oamenilor, ci profitul. Să ne iei bine asta în cap. mai devreme ai susținut că doar oamenii irresponsabili vând aceste produse. Cu toate astea, Dragoș vinde produse care sunt foarte asemănătoare ca compoziție. Conține o sursă de fenilalanină. We recommend deci noi, cei care am făcut acest studiu, dragoși, cei care au făcut studiul pe care tu mi l-ai citat, we recommend no more than one can at a time. Păi nu cred că poți să-i reziști, Dragoș, pentru că îl vinzi în produsele de la cafeneaua nației. De asta nu poți să-i reziști. Dragoș ne dă urechi mari. De fapt, n-ați mare în cazul de față. Salutare tuturor, numele meu este Robert Florea și reprezintele Finetics.ro Astăzi vom reacționa la un video de la starea nesănătății, mai exact un video conceput de Dragoș Pătraru și echipa. Videoul respectiv este despre energizante. Astăzi voi încerca să vă dau opinia mea cât mai unbiased referitoare la ingrediente și referitoare la ce are de spus domnul Dragoș. Vreau să menționez pentru cei care nu au mai fost până acum pe acest canal de YouTube că sunt de șapte ori campion mondial în culturism, sunt nutriționist acreditat ISA, am terminat facultate de kinetoterapie și un master de recuperare și reeducare neuromotorie, în cadrul căreia am făcut și fiziologie și nutriție pe diferite patologii și biochimie. Așadar sunt destul de încrezător ca am capacitatea de a procesa această informație și de a vă da informație științifică de calitate. Vă zic de pe acum, nu voi reacționa la absolut tot, pentru că foarte multe lucruri nu prea țin de partea de fiziologie, de partea de știință, de sănătate în general, Și sunt foarte multe, foarte multe. Sunt și câteva chestii ce țin de istorie, niște mici chestii care nu prea au legătură cu subiectul în sine, și unele părți care țin de marketing. Acolo, sincer să fiu, sunt într-o oarecare măsură de acord cu Dragoș. Referitor la legea care s-a dat recent, sunt de acord cu această lege, dar sunt în special de părere că principala problemă cu energizantele nu este faptul că energizantele propriu-zise sunt toxice și veți vedea mai departe cam care este situația, ci principala problemă pe care aș vrea să o ridic eu este că acestea nu sunt folosite cum trebuie pentru că până la urmă un energizant teoretic ar trebui să fie clasat ca fiind un supliment alimentar și veți vedea, după cum spuneam, în continuare de ce. Și un ultim lucru pe care vreau să-l spun referitor la această lege este că nu este foarte bine făcută deoarece există multe alte băuturi care sunt la fel de periculoase teoretic ca energizantele dacă nu sunt utilizate cum ar trebui să fie utilizate, în sensul că multe dintre ele au mult mai multă cafeină decât energizantele, astfel încât pot fi mai periculoase dacă sunt în mâna cuiva care nu știe să le folosească. Bun venit energizații mei la starea nesănătății! Nu e prima dată când abordăm această temă, cea a băuturilor energizante. Vorbesc, dar ce zic eu vorbesc? Urlu! Urlu la starea sănătății de ani întregi despre cât de nenorocite sunt aceste băuturi energizante. Și nu sunt singurul. Medicii vorbesc și ei despre asta, cei responsabili. Primul lucru pe care aș vrea să-l adresez este referitor la opinia medicilor. Opinia medicilor în general poate fi o sursă destul de bună de informație, dar este departe de a fi cea mai eficientă sursă de informație din punct de vedere științific. Toate cursurile, toate cărțile, toate lucrurile pe care medicii le-au făcut în facultate sunt teoretic formulate pe baza studiilor științifice. Și după cum știți, literatura de specialitate în funcție de sursa pe care o veți cita poate fi mai puternică sau mai puțin puternică, poate să aibă mai multe limitări sau mai puține limitări. În cazul de față o să vă arăt ierarhia dovezilor din punct de vedere științific. Mai exact, această piramidă. Piramida în punctul inferior veți vedea că este mai mare ca orice altă piramidă. Înseamnă că este un volum foarte mare de astfel de informație și odată ce urcăm către vârful piramidei, cu cât ne apropiem mai mult de vârful acesteia, informația teoretic este din ce în ce mai solidă, din ce în ce mai greu de contestat, raportat desigur la ipoteza care se pune. În cazul de față vreau să vă spun că medicii teoretic se încadrează la baza piramidei, deci există un volum foarte mare de editoriale și de opinii ale experților. Deși sunt foarte multe, forța acestor editoriale și a acestor opinii din punctul de vedere al argumentului științific nu este foarte, foarte mare. Și urcăm către studii de laborator, către studii de caz, către cross-sectional studies, către case control studies. Și odată ce am ajuns aproape de finalul piramidei, avem cohort studies, care sunt studii făcute pe foarte multe persoane, dar majoritatea dintre ele sunt făcute sub formă de chestionar. Și apoi, ultimele două elemente, care sunt, după părerea mea, printre cele mai importante, randomized control trials și systematic reviews and meta-analysis of RCTs, adică of randomized control trials. Acum, un RCT, un randomized control trial, este cea mai puternică formă de studiu. O metaanaliză este un cumul de alte metaanalize sau de alte receteuri sau de alte tipuri de studii care discută aceeași ipoteză. Astfel încât dovada din punctul de vedere al fundamentării științifice este din ce în ce mai puternică. Deci, o metaanaliză este foarte greu de contestat, dar desigur, nu este indubitabilă. De altfel, nimic când vine vorba de știință, nu este indubitabil în sensul că știința se poate schimba, dar anumite lucruri, de exemplu, cum vorbim despre deficitul caloric și despre principiile termodinamicii, unele lucruri nu pot fi contestate. Și în vârful piramidei, după cum spuneam, se află aceste sistematic reviews, meta-analize și meta-analize ale rct Ce vreau să subliniez cu toată treaba asta este că o meta-analiză este genul de element după care se fac niște cărți, după care învață niște specialiști. Deci, niciodată opinia specialistului nu poate contesta o metaanaliză, sau dacă o face, o poate contesta prin cadrul unei alte metaanalize, nu doar prin opinia sa. Și cam asta este uh, ierarhia dovezilor din punct de vedere științific. Scopul industriei nu e sănătatea oamenilor, ci profitul. Să ne intre bine asta în cap. Aici vreau să fiți foarte atenți, pentru că Dragoș a spus un element cheie al acestui video. Scopul industriei. După cum spune el, este profitul. Și veți vedea în continuare de ce acest element este extrem de important. Există băuturi energizante care conțin într-o singură doză echivalentul la două cești de cafea, de exemplu. Atenție, însă, cafeaua nu este o băutură energizantă. Dacă vă uitați pe site-urile companiilor care vând băuturi energizante, Veți constata că unele dintre ele încearcă să vă inducă ideea că puteți pune semnul egal între băuturile energizante și o ceașcă de cafea. După părerea mea, dacă punem două energizante versus echivalentul din punctul de vedere al cafeinei din cafea, amândouă sunt la fel de periculoase, pentru că singurul element nociv în adevăratul sens al cuvântului, dacă nu este utilizat cu cap din aceste energizante, respectiv din cafea, este cafeina. Poți să mori cu cafea respectiv, poți să mori cu energizante. Este super simplu. Dar băuturile astea nenorocite conțin și alte ingrediente, precum taurină, extract de guarana și alte ierburi sau vitamine. Dragoș afirmă că taurina, extractul de guarana, alte ierburi și vitaminele. Nu sunt teoretic necesare pentru noi. De care un organism normal s-ar putea să n-aibă nevoie? Organismul are nevoie de taurină pentru a re regla vasodilatația și vasoconstricția. Acesta este unul dintre elementele cheie ale bunei funcționări ale organismului și este esențial pentru a putea supraviețui. Extratul de guarana este un antioxidant foarte puternic. Haideți să le luăm. Per. Vreau să vă menționez că am notițele pe ecran, desigur am făcut scriptul ăsta după foarte mult research, astfel încât să vă dau o informație cât mai precisă, mă scuzați dacă o să mă uit către ecran din când în când. Guarana la nivel chimic este un extras din semințele plantei Paulinia cupana. Ingredientele active sunt cafeina și alcaloizi precum teofilina, care este benefică în azm și bronhospasm, care ajută prin relaxarea musculaturii netede de la nivelul căilor aeriene bronhice și a arterelor pulmonare. Teobromina este în principiu un extras din boabele de cacao, de exemplu. Beneficiile extractului de guarana sunt următoare. Ajută digestia și motilitatea intestinală, îmbunătățește sănătatea inimii, ajută sănătatea pielii, poate ajuta în reducerea dezvoltării celulelor canceroase, este un antiinflamator, de asemenea poate îmbunătăți performanța sportivă. Taurina este un compus chimic, mai exact un aminoacid sulfonic, acesta este prezent permanent în corp și sursele principale de taurină, culmea, sunt carnea, peștele și ouăle. Are funcții importante pentru inimă și creier, ajutând la creșterea nervilor. De asemenea, are beneficii pentru persoanele cu insuficiență cardiacă prin scăderea tensiunii arteriale și calmarea sistemului nervos. De asemenea, este benefic în insuficiența cardiacă congestivă și în hepatită și hepatomegalie. Mai are și beneficii teoretice și pe partea de performanță atletică, refacere și posibil în diabet. Suplimentarea cu taurină nu a fost demonstrată prin intermediul meta-analizelor, review-urilor sistematice și a randomized control trials că ar fi nocivă pentru consumul uman, în special atâta timp cât se respectă dozajele optime, dar chiar și așa un energizant nu poate avea niciodată suficientă taurină cât să cauzeze efecte secundare, deși acestea nu sunt demonstrate științific. Dragoș se vede că nu știa anumite lucruri în sensul că se vede backgroundul lui de jurnalist, în contextul în care nu știe ce este taurina, nu știe care sunt beneficiile extractului de guarana și susține că nu avem nevoie de anumite vitamine din aceste energizante. Bun, într-adevăr, nu ne folosim niciodată de energizante pe post de sursă de taurină, sursă de extract de guarana sau sursă de vitamine, dar nu putem nici să spunem că ingredientele respective sunt periculoase. De fapt, e chiar o prostie blatantă, pentru că, din nou, taurina e un aminoacid. Guarana este un extract din semințe, vitaminele sunt vitamine, despre ce vorbim. Și culmea, nu a vorbit despre cafeină, care este singurul, cel puțin până acum, care este singurul, care este potențial periculos. Și combinația asta e marea problemă. Deodată, combinația asta este marea problemă. Adică ingrediente care sunt sănătoase în mod izolat, devin deodată, prin conconcția asta, cum el spune, prin această poțiune, devin nocive. Nu prea se leagă, dar haideți să vedem ce are de spus în continuare. Sigur că prea multă cofeină, indiferent că vine din cafea sau din astfel de băuturi, poate să ducă la probleme. Ah, acum cafeina e problema și cafeina poate să ducă la probleme. La anxietate, la insomnie, la bătăi neregulate ale inimii, la tensiune. Dar diferența e dată de cantitatea consumată și mai ales de vârsta consumatorilor. Asta e problema cea mai mare. Aici sunt de acord, dar sunt de acord în special în contextul în care Vârsta consumatorului este foarte relevantă pentru că, în general, minorii nu sunt foarte bine informați, și aici este datoria părintelui să informeze copilul, desigur. Și chiar dacă părintele va informa corect copilul, acesta oricum ocazional va călca strâm. Adică, haideți să ne uităm către tutun, să ne uităm către droguri, să ne uităm către alcool, să ne uităm către orice altceva ce este teoretic ilegal pentru minori și drogurile ilegale în general. Cu toate astea, aceștia reușesc să le procure. În schimb, în momentul în care sunt educați cu privire la aceste elemente, consumul este demonstrat științific că se reduce. Și, într-adevăr, și mai bine de atât, vă dau exemplu ce se întâmplă în anumit, la anumite festivale din, din Germania. Cei care consumă la festivalele respective, dacă au droguri recreaționale, se duc cu acestea la anumite din cadrul din cadrul festivalului pentru a fi controlate acele droguri recreaționale dacă sunt. 100% pure dacă nu cumva sunt alterate, dacă nu cumva conțin și altceva. Asta nu înseamnă că recomand să consum ceva, sub nicio formă, dar este demonstrat prin cazuri palpabile că în momentul în care persoana respectivă este educată și este reglementată mai bine, este reglementat mai bine acel element, consumul este redus și este desigur un consum mai safe după părerea mea. Desigur, e foarte subiectiv aici, pentru că nu putem să legăm energizantele de droguri recrea recreaționale sub nicio formă. Dar vedeți voi, în momentul în care încercăm să educăm, desigur că este mult mai greu, dar rezultatele sunt mult mai bune. ...țintește pe copii, mai ales în țările cu reglementări atât de slabe, cum e și România. Cafeaua, cel puțin deocamdată, nu este atât de agresiv promovată în rândul copiilor și adolescenților. Păi haideți să ne uităm la fete. Nu ne uităm la băieți, da, ne uităm la adolescente. Cu ce vedem în permanență copilele pe stradă? Le vedem cu cafele. De ce vedem Starbucks-urile întotdeauna pline? Adolescentele, dar chiar și băieții, în general, consumă foarte, foarte multă cafea, chiar dacă aceasta este sub formă de energizant, chiar dacă este sub formă de cafea. Și aici vă dau exemplu de la Starbucks din nou. Cam câtă cafeină conțin anumite băuturi de la Starbucks? La 236 ml, 157 mg de cafeină. 230 de miligrame de cafeină la 254 ml. 473 ml, 308 grame, miligrame, scuze, de fapt, de cafeină. 387 în cele mai mari, în varianta Venti. Și după cum puteți vedea, tot așa. 75 150 225. Ce putem să spunem despre un Red Bull? Un Red Bull are undeva la 230 de ml, dacă nu mă înșel. Și un Red Bull are 140 de miligrame de cafeină. Într-adevăr. Repet nu e exact același lucru, dar teoretic, compusul cel mai periculos fiind cafeina, și asta poate confirma teoretic orice specialist, adolescenții încă au acces la băuturi care au concentrații mult mai mari de cafeină. Deci pot fi potențial mult mai periculoase. Paua nu promite că te face cool în curtea școlii. Constat și la noi la cafenea. Copiii nu prea beau cafea. De ce? Pentru că nu există bugete de miliarde alocate de industrie pentru a-i ținti pe copii. Acesta este un aspect, din nou, ce ține de educație. De ce spun asta? Pentru că există bugete de miliarde pentru ICOS, există bugete de miliarde pentru alcool, există bugete de miliarde pentru tutun. Iar legea nu oprește copiii să consume aceste elemente. Și haideți să vă mai dau un alt exemplu. Vă duceți la BBT, pentru că este unul dintre uh, locurile cele mai vizitate de, de români, între ghilimele. Niciodată n-am văzut un BBT care să nu fie plin. Știți la ce au acces copiii? în momentul în care se duc la BBT, au acces la pre-workout-uri. pre, pre sunt băuturi ce se folosesc înainte de antrenamentele de forță, adică antrenamentele de fitness. Băuturile respective au ca ingrediente, teoretic cam aceleași chestii ca un energizant, în proporție chiar de 90% ai zice, plus multe alte ingrediente mult mai concentrate. De exemplu, un copil poate să-și cumpere un pre-workout de 500 de miligrame de cafeină. Problema este că acel copil a cumpărat acel pre-workout și pre workout ar trebui să fie ilegal pentru copil sau problema e că acel copil n-ar fi trebuit de la bun început să-și dorească să-și cumpere un pre-workout pentru că nu este la vârsta la care un pre-workout este necesar și nu înțelege care sunt beneficiile unui pre-workout și care sunt efectele secundare ale unui pre-workout. Deci vedeți, din nou, legea este foarte proastă. Deși sunt de acord ca aceste lucruri să fie reglementate, în momentul de față, legea este efectiv absurdă. Sunt foarte multe cazuri în care Copiii pot folosi multe lucruri care sunt mult mai periculoase sau cel puțin la fel de periculoase ca energizantele dacă nu sunt folosite cu cap. Deci din nou, educația ca element de bază a fost întotdeauna acel lucru ce ne-a ajutat să mergem mai departe. Este, este lucru care până la urmă a ajutat specia umană să evolueze, adică despre ce vorbim. Suntem ființe umane, educația întotdeauna ne-a ne ajutat să luăm decizii mai bune pentru noi. Deci sunt de părere că educația nutrițională ar trebui neapărat introdusă în școli și în cadrul acestor ore de educație nutrițională, în afară de aspectele ce țin de alimente, ar trebui să fie introduse și aspecte ce țin de suplimente, pentru că suplimentele la rândul lor pot fi și ele la fel de periculoase pe cât pot fi de benefice. Și dacă ești responsabil, nu vinzi în localul tău băuturi energizante. Mai țineți minte ce am spus la început, că trebuie să fiți foarte atenți la treaba aia cu marile companii încearcă să vândă cât mai mult. Scopul industriei nu e sănătatea oamenilor, ci profitul. Să ne intre bine asta în cap. Domnul Dragoș Pătraru, acum ne-a spus că ar trebui să fim responsabili și să nu vindem astfel de lucruri. Haideți să vă zic o chestie. Energizantele au așa. Cafeină, îndulcitori, zahăr, anumite vitamine și anumiți corectori de aciditate, bla bla bla. Mai știți ce demonizează domnul Dragoș în videourile lui? Avem băuturi cu zahăr, băuturi cu îndulcitori artificiali, băuturi cu sirop de uh, glucoză. Și acum, haideți să vedem totuși ce ne vinde domnul Dragoș Pătraru la cafenea nației. Pentru că el este desigur un om foarte responsabil când vine vorba de produsele pe care le vinde. Și ne uităm în această listă. Începe totul foarte frumos. Frești de portocale, frești de grapefruit, limonadă cu ghimbir, smoothie-uri. Foarte frumos, domnule Dragoș. Ritz cola. Cu zahăr și fără zahăr. Cherry tree cola. Ginger beer. Curiosity cola. Rose lemonade. Bun. Păi ia haideți să ne uităm. Care sunt ingredientele acestor produse, domnule Dragoș? Curiosity cola. Apă carbonată. Extract de ghimbir, sirop de glucoză și zahăr, deci avem și sirop de glucoză și zahăr. Avem arome, avem colorant caramel E150D, acid fosforic E338, cafeină și indulcitor steviol. Haideți să vedem mai departe. Avem friți cola, acesulfam chei și aspartam, dragoși, cafeină, arome naturale și să-l citesc pe domnul Dragoș conține o sursă de fenilalanină, șericola, cum? Sirop de, de glucoză, zahăr, îndulcitori, E 150 de acid fosforic, cafeină și îndulcitor artificial. Cum ar spune domnul Dragoș? Conține și zahăr și îndulcitori artificiali? Păi ăștia înseamnă că se laudă, domne. Zahăr și îndulcitor. Dați-vă încolo. Ei cumva se laudă. Deci, cu toate astea, Dragoș de produse care sunt foarte asemănătoare ca compoziție, iar principalul argument, după cum am spus, este cel care conține zahăr, îndulcitori artificial, cafeină și că combinația asta de, de, aceste ingrediente este cea periculoasă. Păi, Dragoș, acum te întreb eu pe tine, pentru că eu personal nu am vrut să te atac, dar de ce ești responsabil și vinzi aceste lucruri pentru Profit. Tu mai devreme ai susținut că doar oamenii irresponsabili vând aceste produse. Prea puțini sunt responsabili. Apoi, după apă, principalul ingredient al acestor băuturi este zahărul. Pe orice etichetă a unui produs, după cum vom vedea, ingredientele sunt trecute în ordinea descrescătoare a cantității pe care o conțin. Dacă zahărul este al doilea ingredient, asta înseamnă că vorbim despre o băutură pe bază de apă și de zahăr. Păi și cum se face cu energizantele care nu au zahăr? Adică deodată nu mai sunt așa de periculoase. Bun, haideți totuși să vorbim puțin despre zahăr, pentru că e un subiect care pe mine, sincer, să fiu mai nebunit de ceva timp. Da? O să ne raportăm la AHA, American Heart Association, care recomandă în principiu cam 25-35 de grame de zahăr pe zi. Acum problema cu această valoare este că e o valoare standard pentru un om de talie mică, respectiv pentru o persoană care nu practică niciun sport. Aceste valori sunt foarte, foarte diferite la o persoană care deja începe să fie relativ activă. Între timp, instituțiile care cercetează impactul zahărului asupra cancerului susțin că nu există o legătură directă între cancer și zahăr, cauzele fiind altele. Și apoi avem acest, acest studiu, Understanding the link between sugar and cancer, an examination of preclinical and clinical evidence. The American Institute for Cancer Research states there is no strong evidence that directly links sugar to increased cancer risk and recommends generally reducing sugar of intake to avoid weight gain. But no specific guidelines are provided. Problema reală nu este. ingestia zahărului. Problema reală este, desigur, obezitatea. Desigur, că zahărul este ușor de consumat în exces, dar atâta timp cât te duci oamenii cu privire la consumul de zahăr și înveți să-l reducă, le va fi mai ușor să slăbească, deși, în teorie, poți să slăbești bine mersi și ingerând zahăr. Revenind la dovezi, în momentul în care zahărul a fost izolat în studii în care s-au echivalat caloriile și macronutrienții și s-au comparat diete aproape identice, singura, difer singura diferență fiind, desigur, adiția zahărului, dar cu echivalare, s-a observat că nu există nici o diferență pe, parc, pe partea de marcări de sănătate. Vă arăt studiile, vi le pun pe ecran și o să mă raportez puțin doar la ultimul studiu de pe ecran. S-a demonstrat că zahărul poate fi cancerigen doar atunci când este elementul consumat în exces, ce poate induce un surplus caloric necontrolat, ce la rândul lui va duce la supraponderabilitate. Deci da, zahărul nu este teoretic nici bun, nici rău, ci este doar ușor de mâncat, așadar în contextul în care facilitează obezitatea și nu este contorizat, va facilita apariția bolilor, dar el nu poate fi izolat ca fiind un element nociv din viața noastră. Deoarece, ca să-l citesc pe Lane Norton, There was actually a recent, I believe it was a meta-analysis, looking at sugar intake when they consume Total energy. So when you consider total energy, did you know that there's zero, none, zilch, nada evidence to show that sugar contributes to cancer or heart disease? There is no randomized control trial that proves that sugar as an isolated compound can be the causal factor that comes to any disease. There's no evidence of that, and you just pulled it out of your De asemenea, vă recomand să vă uitați la domnul dr. Joe Zandel, care este un de știință ce discută relația dintre cancer și zahăr, și a demonstrat de nenumărate ori că nu zahărul este factorul cauzal, acesta fiind unul dintre cei mai buni cercetători la nivel global, care este și mediatizat, desigur, de pe partea de cancer. Un alt pericol uriaș apare atunci când aceste băuturi energizante sunt combinate cu alcoolul. O să-i dau dreptate 100%. Și de ce spun asta? În contextul în care consumați alcool, nu mai puteți lua niște decizii foarte inteligente, astfel încât s-ar putea să beți un monster sau orice alt energizant, mai beți unul și mai beți unul și mai beți unul. Acest lucru e foarte periculos pentru că, indiferent ce educație ai, s-ar putea să exagerezi și să faci o prostie. Asta unul la mână. A doua parte care este extrem de problematică este că suntem în 2024. Sunt foarte multe studii care atestă faptul că alcoolul este toxic pentru toate sistemele în orice concentrație la 10 grame de alcool, într adevăr, nu cauzezi cine știe ce probleme exagerate, dar sunt studii care demonstrează că se produc alterări. De ce să folosești ceva ce este toxic în orice dozaj, într-adevăr cu cât consum mai mult, știți și voi foarte bine, o, dozajul face o travă. de ce să folosești ceva ce este 100% toxic? Și repet, 100% toxic, pentru că nu ne mai bazăm pe studiile alea făcute acum 30 de ani pe șoricei, după care au tras oamenii concluzia că, mamă, un păhărel de vin roșu e, e sănătate curată pentru inimă. Este demonstrat că între 25 și 45 de grame de alcool consumat la ordinea zilei sau chiar și aleator, a fost demonstrat că va crește all cause mortality, adică moartea din orice cauză. Speranța de viață care, în România, în momentul de față, este cu undeva la 10 ani sub media Europei. Cât de gravă e treaba? Un articol publicat în 2021 în jurnalul Asociației Americane a Inimii, una dintre cele mai bune surse de informare când vine vorba de bolile cardiovasculare, Corect. menționa că 30% din cumpărătorii de băuturi energizante erau copii între 12 și 17 ani. Bun. Interesant. Haideți să vedem ce spune AHA-ul pe partea de energizante. Articolul pe care ni l-a dat domnul Dragoș este destul de clar. Bine, este totuși un articol uh, trântit de cei de la Consult în 360. Uh, de fapt eu aici l-am găsit, dar în orice caz. Și spune așa: Energy drinks may be tied to heart/slash/virgulă slash uh, blood pressure abnormalities. Okay? May B. We found an association between consuming energy drinks and changes in QT intervals and blood pressures that cannot be attributed to caffeine. Ciudat, dar în orice caz. Bun, haideți să vedem acum un studiu făcut de cei de la AHA exact pe tema energizantelor. In this study, both energy drinks had a similar effect on electrocardiographic parameters. common ingredients contained in this study's products included a combination of caffeine taurine gluconolactone and b vitamins caffeine at doses under 400 mg is not expected to induce any electrocardiographic changes taurine is an endogenous molecule that supplementation is believed to be anti-arrhythmic rather than pro-eurhythmic cardiac cardiac in animal models evaluation short qt syndrome a taurine magnesium coordination co compound has been shown to prolong the qt interval in those dependent men data on gluconolactone and b vitamins are limited but they are typically uh, regarded as safe although the preponderance of data suggests that these ingredients may be safe individually adică aceste ingrediente sunt safe individual, their using in combination, și aici este cheia acestui studiu, requires evaluation. Asta este tot ce au de spus, că ar fi bine să studiem această ipoteză, dar ei nu au spus că au studiat această ipoteză și au demonstrat altceva. Deci, studiul spune că ingredientele separat sunt preponderent safe, dar în momentul în care combinate încă nu s-a testat sub nicio formă dacă acestea sunt periculoase. Și acum fac un apel către niște common sense, să spunem așa. Energizantele au acele ingrediente în afară de cafeină în niște dozaje infime. Infime în adevăratul sens al cuvântului. Cei de la AHA ne recomandă să fim precauți, în special cu copiii, promovând necesitatea de a educa părinții și desigur și copiii. Da, a, așa, el cu gura lui a spus. -o. În MDPI Nutrients a apărut în 2023 un articol numit Partea întunecată a consumului de băuturi energizante, unde Constantino și colaboratorii au făcut un review al tuturor articolelor scrise pe tema consumului de astfel de băuturi și efectelor asupra organismului uman. Simptomele descrise în aceste articole includ aritmii cardiace, modificări neurologice și comportamentale, atenție, inflamație acută a organelor, ficat, stomac, pancreas, rinichi și chiar cazuri rare. Sunt extrem de fericit în momentul în care cineva citează un studiu, am zis să mă uit și eu peste studiul respectiv și concluzia pe care am tras-o este că Dragoș Pătraru, desigur, nu știe să citească un studiu. Și în momentul în care se raportează la studii, desigur, nu folosește studii foarte, foarte solide din punctul de vedere al forței de convingere, să spunem așa. Studiul propriu zis este acest. Metoda prin care s-a făcut acest studiu este următoare. Au luat mai multe studii de caz, adică mai multe cazuri care au avut probleme în urma consumului de energizante și au luat în considerare 442 de articole. Din aceste 442 de articole, au rămas undeva la 96 de articole. Prin articole, mă refer la chestii de genul ăsta. Acesta este un articol întreg referitor la un caz. În momentul în care ne raportăm la studii de caz, informația nu este foarte foarte indept, nu este foarte precisă și nu se face foarte mult control. Dintre toate cazurile pe care le-a descoperit, le-au descoperit acești oameni de știință, au fost 3 cazuri de deces. Și o să vă povestesc acum despre câteva exemple din acest, din acest studiu. Am avut persoane care au consumat 5 doze deodată înainte de sport intens, 7-8 doze pe parcursul unei zile, 4-5 doze pe parcursul la 12 ore, 20 de doze pe parcursul unei nopți, 3 doze înainte de un meci de basket. Din aceste multe cazuri, într-adevăr, au fost 3 persoane care au murit într-un mod tragic aceste persoane nu au respectat sub nicio formă niște reglementări, nici măcar de bun simț. Adică au făcut abuz în adevăratul sens al cuvântului. O să vorbim doar foarte, foarte puțin despre cazurile în care, în care s-au produs doar modificări. În multe dintre ele am avut, de exemplu, simptome care au început la o oră, două după ce a băut vodcă combinată cu energizant. 4-5 băuturi în 12 ore. Avem 6 Red Bull pe zi, timp de 6-8 luni avem o singură doză de 750 de ml, deci vedeți și voi sunt unele cazuri foarte absurde. Acum avem și un caz de 48 de doze consumate pe parcursul a 3 zile care nu a murit. Și sincer cred că omul ăsta e o legendă, nu știu cum a supraviețuit, dar... Acum hai să vorbim despre cazurile persoanelor care au murit. Vom vorbi despre primul caz, care mi se pare cel mai important. Avem o domnișoară la 25 de ani cu prolaps de valvă mitrală care a dezvoltat în urma consumului a unei băuturi cu guarana și uh, cafeină, 200 de miligrame de cafeină într-o singură doză. Și desigur, fiind vorba despre o dormișoară, vorbim despre cineva cu o statură mult mai mică. Acum, principala chestie care pe mine m-a fascinat este că vorbim despre un singur energizant, deși era vorba de un șat care este foarte concentrat, dar în contextul în care existau deja afecțiuni, existau deja modificări de natură patologică. Nu mi se pare corect să fie inclus un astfel de caz în momentul în care vorbim de ceva ce nu poate fi demonstrat că a fost de vină energizantul versus afecțiunea preexistentă. După cum știți, cei care vă uitați, dacă sunteți educați cu privire la astfel de research, nu are ce căuta acest studiu. Al doilea caz este un bărbat de 28 de ani care, înainte cu 5 ore de un meci de basket, pe parcursul acelor 5 ore a băut 3 doze de 250 de ml de energizant. Și după a jucat 30 de minute și a pe teren, iar la 3 zile de când a fost spitalizat a decedat din nefericire. Acum, din nou, 3 doze de energizant înainte de un efort de tip aerob, foarte intens, E o greșeală foarte asemănătoare cu greșeala copilului care a decedat acum câteva săptămâni. E un context foarte, foarte delicat pentru că nu ai de ce să bei atâta energizant și nu ai de ce să bei energizant înainte de un efort de tip aerob. Mai avem un caz care a consumat pe parcursul unei, unei seri împreună cu metanfetamină, 20 de doze de energizant pe parcursul nopții, un bărbat de 24 de ani. Trageți voi o concluzie cu privire la acest studiu și dacă nu trageți voi o concluzie cu privire la acest studiu, We exact conclusion of Although individual components have been shown to be safe, excessive consumption, especially among adolescents, often leads to potential adverse effects on human health. As caffeine is the most representative ingredient in terms of composition, it is first necessary to consider the upper limits of safe caffeine intake. Upper safe intake limit for adults is up to four hundred milligrams per day. In fact, no health concerns regarding acute toxicity. bone status, cardiovascular health, cancer risk or male fertility have been raised by other agencies in, the, in previous assessments at this level of habitual caffeine consumption. Niciun caz. Și FDA-ul estimează că dozajul toxic este la undeva la 1200 de mg de cafeină, dar vorbim deja despre un caz total absurd. N-are Na, ce căuta în corpul vostru, niciodată mai mult de 200 de miligrame de cafeină. E mult prea mult pentru oricine, cu excepția sportivilor de performanță. Aceștia pot, într-adevăr, să se ducă safe puțin mai sus. Finally for children and adolescents, it is important to accentuate that neither AFSA nor the FDA have indicated a safe limit, suggesting that these substances should be avoided altogether. După cum spuneam, sunt de acord cu acest lucru, ar trebui ca adolescenții și copiii să nu consume, în special nu nesupravediați. Given the concentration of caffeine in these drinks is between 50 and 150, we recommend, deci noi, cei care am făcut acest studiu, dragoși, cei care au făcut studiul pe care tu mi l-ai citat, we recommend no more than one can at a time and two cans per day to remain within an acceptable safety limit. Studiul pe care mi l-ai dat tu, dragoși. Deci, din nou, problema nu e cu ingredientele, problema e când nu le consumăm cum trebuie. Gândiți-vă la antibiotice, gândiți-vă la, la tot felul de pastile, gândiți-vă la tot felul de suplimente, gândiți-vă la cafele, gândiți-vă la ce se întâmplă în momentul în care bei prea multă apă, în momentul în care consumi 10 grame de sodiu deodată, în momentul în care consumi 10 grame de potasiu deodată. Toate astea sunt absurdități și sunt artefacte din punct de vedere științific, în sensul că sunt clar niște momente în care nu s-au respectat niște dozaje și energizantul, fiind teoretic un supliment, nu un aliment, ar trebui respectate dozajele cu foarte mare atenție. Deci studiul pe care tu ni l-ai dat, Dragoș, spune că trebuie să respectăm dozajele astea și că e ok să consumăm unul sau două energizante, Dragoș. Iar în 1949, un chimist din Chicago a inventat Dr. Enough, o băutură răcoritoare cu cofeină și vitamine. Primele reclame, foarte interesant, au numit băutura chimistului, citez, răspunsul la rugăciunea unei gospodine. Eu am o curiozitate. Vreau să văd ingredientele din Dr. Enough. Filtered carbonated water, natural and artificial flavors, acid citric, sucralose, sub formă de splenda, potasiu benzoat, cafeină, acestul fam, potasium non-nutritive sweetener, niacina, adică vitamina B3, tiamina, vitamina B1 și iodit de potasiu. Sau iodat, cred că să traduce. Da. Hmm. Această băutură, Dr. Enough, este aproape identică sau foarte asemănătoare din foarte multe puncte de vedere cu băuturile pe care domnul Dragoș le vinde la cafeneaua sa. Păi înseamnă că ar trebui să-ți creezi și tu o companie, Dragoș, să fi noul, noul Red Bull. Dragoș ne dă urechi mari. De fapt, n-ați mare în cazul de față. Am descoperit că dacă raportați că ați consumat șase sau mai multe băuturi energizante pe parcursul unei luni, pe termen lung, e mai probabil să raportați că ați avut o ceartă gravă anul trecut, că ați făcut sex fără prezervativ sau că ați condus fără centură de siguranță. Aceasta este, un, este fața unui om care a spus tocmai ce a zis. A zis că de la energizante nu folosiți prezervativ. Și eu care credeam că de la lipsa de educație nu folosiți prezervativ. Cine ar fi crezut? Ce coincidență că tot vorbeam de educație mai devreme. Oricum, facem acest exercițiu pentru că după ce citești cu atenție eticheta, înțelegi de ce n-ai nevoie de așa ceva. Deci după ce citești cu atenție eticheta, o să înțelegi de ce nu ai nevoie. Și o să vedeți că efectiv domnul Dragoș nu știe ce sunt aceste ingrediente. Literalmente nu știe ce sunt foarte multe dintre aceste ingrediente. A3%, inozitol 0,02%, coloranți, riboflavine și caramel cu sulfit de amoniu, mm, Asta ăsta mă nebunește de fiecare dată, nu pot să-i rezist. Păi nu cred că poți să-i rezici, Dragoș, pentru că îl vinzi în produsele de la cafeneaua nației. De asta nu poți să-i reziști, sulfit de amoniu. Oh, ia te uită! se află în friț cola pe care îl vinzi în două sortimente, Dragoș? de asta nu, de poți să-l, nu poți să-i să reziști, pentru că la ai în două produse de pe site-ul tău. Antocianine, nu că ți se limbă plimba în gură. Ți se limbă plimba în gură. Dragoș, antocianinele sunt pigmenti din plante și din flori. Și o chestie foarte interesantă referitoare la antocianine, acestea au o arie foarte vastă de beneficii. Anthocyanins are colored molecules widespread in nature that display a wide array of beneficial effects on human health. An adequate daily intake of these substances may provide protection from numerous diseases and disorders, particularly neurodegenerative and cardiovascular diseases. The chemistry and biochemistry of these com compounds has been deeply investigated during the past years, with the aim to improve their stability and to use them as colorants or additives. To supply nutritional value to foods. Și aveți aici studiul. Dragoș, eu ți-am mai spus, tati, nu știi să citești și chiar dacă citești, nu cred că înțelegi. Și acum, fiți atenți. De glucoronalactona. De glucoronalactona, Dragoș, este un compus care se află în toate țesuturile, țesuturile conjunctive de la nivelul corpului uman. Aveți aici sursa. Vorbești despre acest compus care se află în corpul uman și în momentul în care îl vezi, nu știi să-l citești și nici nu știi ce este, dar îl vezi ca fiind un ingredient nociv. Băutură energizantă carbogazoasă cu taurină, ginseng, L-carnitină, cofeină, vitamine B, cu zaharuri și îndulcitori l carnitina este un aminoacid, are efect anticatabolic, aveți video pe canalul meu de YouTube despre el L-tartratul de carnitină, care este o formă de carnitină foarte utilă. Este ceva ce luați din carne, este ceva ce luați din anumite surse de proteină vegetală, e ceva arhi prezent în dietele voastre. Ingrediente. Apă, zahăr, sirop de glucoză, tot zahăr, dioxid de carbon, acid... Bun, dioxidul de carbon sper că știți cu toți. Acid citric, arom, acidifiantul, adică acidul citric. Pentru că am observat că Dragoș strâmbă foarte tare nasul în general la acidul citric, în foarte multe dintre videourile lui, mamă, când citește acid citric, deși în cazul de față nu, nu a avut această reacție, a, a fost foarte, foarte vocal. Dragoș, acidul citric intră în ciclul citric, în ciclul acidului citric. Știi ce este ciclul acidului citric? Îi se mai spune în biochimie ciclul Krebs. Ciclul Krebs este un proces esențial pentru supraviețuirea la nivel celular. Este un proces denumit respirație celulară, prin care se alocă ATP celulelor, astfel încât acestea să funcționeze. Deci acidul citric, deși nu este în dozaje suficient de mari cât să aibă cine știe ce beneficii asupra refacerii de ATP și asupra ciclului Krebs, nu există niciun studiu care să ateste că un element esențial pentru respirația celulară poate fi vreodată nociv pentru corpul uman, ci din potrivă. Corector de aciditate, citrați de sodiu, extract din Citrații de sodiu sunt un, un forma, o formă de sodiu, efectiv, e o formă de sare în principiu, dar e o concentrație foarte, foarte mică, este o concentrație reziduală astfel încât are zero impact asupra tensiunii arteriale. Rădăcini de Panax Ginseng. Wow, extract de rădăcini de Panax ginseng, adică ginseng asiatic, adică un extract dintr-o plantă asiatică. Are foarte multe beneficii pe partea de îmbunătățire a funcțiilor cognitive și are și efect antioxidant pe deasupra. Și din nou, este un concentrat foarte, foarte mic, astfel încât nu poți avea nici efectele benefice pentru că e mult prea puțin, dar e și imposibil să ai efectele negative. El tartrat! De L-carnitină, 0,08. L-tartrat, de L-carnitină. E cea mai bună formă de L-carnitină pe care puteți să o găsiți pe piață, dar în orice caz, trecem peste. 4% conservanți: Acid sorbic, acid benzoic, inozitol, maltodextrină, care e tot zahăr. Citratul de sodiu ajută la reglarea acidității din organism. Inozitolul ajută celulele să, forma, să formeze membrană celulară, de asemenea poate să ajute la reglarea glucozei din sânge. Într-adevăr avem niște conservanți. Conservanți găsiți în foarte multe alimente, majoritatea conservanților nu sunt nocivi pentru că nu sunt în concentrații suficient de mari cât să fie uh, periculoși potențial pentru corpul uman. Deci, după cum puteți vedea, în momentul în care ne raportăm la ingrediente, lucrurile sunt așa. În momentul în care ne raportăm la băutura propriu-zisă, ați văzut și voi care sunt dovezile domnului Dragoș, în momentul în care ne raportăm la ce spune WCU, ați văzut din nou ce au de spus. Acum o să avem o mică concluzie. În final, aș vrea să vă spun că eu sub nicio formă nu recomand consumul energizantelor pentru persoanele de sub 18 ani, în special înainte de sporturi de intensitate mare. De asemenea, contextul în care un adult poate folosi un energizant este foarte specific. Mai exact, să mănânci o masă copioasă înainte de a ingera energizantul. Să nu-l consume înainte de un sport de intensitate mare sau medie. Exemplu poate fi înainte de antrenamentele cu greutăți, dacă este respectat și punctul 1, sau chiar și înainte de orice tip de efort anaerob, adică eforturi care nu țin mai mult de 120 de secunde. Deci puteți în acest context să le folosiți. Să nu consume mai mult de unul pe zi, în special în contextul în care are persoana respectivă o sensibilitate crescută la cafeină, să nu fie consumat zilnic, în special dacă nu îl consumă cu cap, să nu îl consume ca să se trezească dimineața, să îl consume înainte de un efort psihic taxant, cum ar fi învățatul, dar respectând sub punctele anterioare. Și sub nicio formă să nu îl consume pe burta goală. De asemenea vreau să menționez că principalul motiv al acestui video este de a educa uh, oamenii că demonizarea alimentelor nu este o abordare sănătoasă din punctul de vedere fizic sau psihic. Sănătatea e mult mai complexă pentru a putea fi obținută prin evitarea absolută a anumitor elemente. Sănătatea mentală și fizică ține de mult prea mulți factori cât să fie influențată de o abordare atât de fragilă, precum demonizarea alimentelor. Principalul mod prin care putem să fim sănătoși este să învățăm ce este benefic pentru noi, în ce dozaje, ce dozaje sunt nocive, ce ar trebui să reducem, ce ar trebui să prioritizăm și ce percepție avem asupra acestui proces. Cel din urmă fiind cel mai important, deoarece psihicul, educația și disciplina noastră ne vor conduce deciziile în viață. A fost o călătorie lungă, mi-a luat mult să filmez videoul ăsta. Uh, numele meu este Robert Florea și reprezintă Refkinetics.ro. Sper că ați învățat ceva, sper că acum veți înțelege mai bine problema și sper că înțelegeți că eu nu am promovat niciodată niciun produs și nu am avut niciodată de câștigat din promovarea energizantelor sau din a spune că energizantele sunt safe. În schimb, oameni precum Dragoș Pătraru au avut de câștigat din vânzarea produselor pe care chiar ele le demonizează cu ingredientele pe care chiar ele le demonizează. Sper să înțelegeți acum mai bine că un jurnalist totuși nu este un specialist pe partea de domeniu medical, pe partea de sănătate sau orice ține de, nu știu, orice subiect. Vorbim, din nefericire, de un jurnalist. Măcar un jurnalist prea bun din moment ce nu-și face prea bine research -ul.